Estima hasta el espectador. Buenas tardes. Se poate scrie acolo jos pe... <laughs> glumesc. <laughs> sunt Mihai Pop și sunt galerist. Eu știu ce fac, dar ce face un galerist în general face multe lucruri. Acum e o meserie foarte hibridă, aș spune. Este desigur o, o meserie probabil tot mai importantă, pentru că piața de artă este tot mai importantă în, în logica scenei de artă. Dar un galerist face și muncă de, de concept, adică planifică expozițiile pe care, în prealabil, sigur, le-a le le cercetat, adică a cercetat materialul care, serve, care servește la o expoziție. Face și muncă de efectiv de producție, face și lucrează împreună cu, cu arhitectul sau de multe ori suplinește munca arhitectului. Este o muncă complexă, practic trebuie să ai pe, pe de-o parte abilitatea de a, de a sau puterea de a lucra fizic cu materialele, cu obiectele de artă și în același timp abilitatea de a vorbi despre ele și de a media conținutul lor. Asta face un galerist, așa. se bucură, de o, de o, probabil, de o vizibilitate uh, parțial meritată, pentru că nu suntem atât de grozavi și atât de importanți în circuitul artei precum uh, ar vrea să, să creadă unii. Dacă nu ai maturitate și maturitatea asta nu o poți uh, căpăta decât în relație cu scena internațională. Astăzi, oricum, probabil în mai toate domeniile toate lucrurile se fac, nu știu, global, chiar dacă cuvântul ăsta este câteodată îngrozitor, dar nu putem vorbi de o scenă de artă validă dacă nu este și internațională. Dacă e valid, înseamnă că e și internațională astăzi. Altatea era altfel, sigur, erau alte sisteme social-politice. Puteam vorbi de o scenă românească, și, -un... și era foarte onorabilă și foarte serioasă, cu încercări notabile de a ieși în afară, cu validări interesante venite din afară, cu eșecuri, cu. în fine, sunt multe povești în sensul ăla, dar, dar dacă, în orice domeniu, dacă nu ai o anumită experiență pe care poți într-un timp scurt să o dobândești doar în relații cu lumea largă, nu ai nici conștiința a ceea ce trebuie făcut la tine acasă. Noi am început la începutul, chiar la începutul anilor 2000. Dacă stau să mă gândesc bine, deși e foarte greu acum să mai spun povestea asta, de ce? Pentru că de câte ori repeți o poveste de tipul ăsta, povestea începuturilor, Inevitabil o, o romantizezi, inevitabil o modifici. Deci, până la urmă, ce vă spun acum este un fel de ce a fost atunci cu zahăr pudră peste. Adevărul e că am avut mare noroc în, exact în anul 2000. Secretara de la Arte din Cluj mi-a spus: Poți să te duci. La Zagreb, o lună de zile, este singurul, singura bursă pe care școala o are. Era începutul erei relațiilor cu alte facultăți. Câțiva studenți ne-am apucat și am scris uh, programe ca să să avem noi unde să ne ducem. Ne-am scris propriile programe. Apropo de, de, de vremurile acelea crazy, cumva, sau romantice, într-un fel, ne-am ne construit propria uh, uh, situație. Că altfel nu exista. Ei, m-am dus o lună de zile, în, în martie, cred că era, martie 2000, la Zagreb, și acolo am ajuns contrar a ceea ce știam despre acea lume. Era o lume după război. Am ajuns într-o lume veche, civilizată, superbă, cu o academie de artă foarte interesantă și cu o tradiție, și cu o tradiție a modernității și cu o, cu, o, cu o consistență extraordinară a artei contemporane, scena tânără își crease uh, spații de artă pe care, care erau, erau create și conduse de artiști, practic, aceste artist-run space-uri. Atunci a fost prima dată în viață când am, am luat legătura cu... cu le-am văzut, am văzut ce înseamnă treaba asta. Și vedeam și legătura dintre, uh, dintre a fi student și a fi implicat cu trei colegi în, în a deschide la colțul străzii, nu știu ce cartier, un spațiu, s l ocupa și a face o expoziție. Și mi s-a părut foarte interesant și ceva ce noi nu aveam și de ce nu aveam. Era foarte la îndemână și noi puteam să facem lucrul ăsta. Adică m-am întors, Școala avea o mică galerie. Am cerut-o rectorului de atunci, am spus vreau să fac un program de expoziții și mi-a spus ia-o și fă ce dorești. Și a fost primul meu contact ca student cu ideea de a face ceva pentru mine și pentru generația mea. Și dacă o să vă uitați puțin în istorie, o să vedeți că, bă, nu știu, bă, celebrii galeriști din America, nume importante cu care, hai să spunem, da, avem în domeniul ăsta șansa încă să-i mai prindem în viață la târguri, adică oameni foarte în vârstă, îi vedem acolo. Au început la fel. Adică întotdeauna în un, un început la fel, de tipul artist run space, uh, uh, nu știu, și cu oamenii din jurul tău. Cu generația ta. Încep cu generația ta. Dacă ea este suficient de, de puternică și de validă, Aduci o nouă generație pe scena de artă. Dacă reușești să o aduci pe scena internațională de artă și ea este validă, atunci, da, înseamnă că ai făcut mult ca galerist. Mi-a tras cu ochiul foarte mult acel, acel tip de, de, de afi pe care l-am văzut la Zagreb și m-am întors și am, am făcut culmea în cadrul școlii, un artist run space, o contradicție aici, pentru că, de fapt, era un spațiu organizat de, de mine și de studenți în, în, înăuntru școlii, dar, dar care avea tot ce își propunea era să lupte împotriva metodei și a școlii. Și trăiam un soi de, de schizoidie interesantă. La școală trebuia să facem ce vor ei, și acasă făceam ce vroiam noi. Ori, când am deschis această galerie, în cadrul școlii, Logica a fost vom expune studenții școlii, dar cu lucrurile pe care le fac acasă. Asta era și partea subversivă, dacă vreți, a, a programului de atunci. Și a funcționat. Nu Numai că a funcționat, dar mi-am folosit experiența de atunci, 20 de ani mai târziu, când am făcut parte din, acum 2 ani, dintr-un juriu internațional care mergea să premieze sau să caute și să premieze, nu știu, cei mai interesanți studenți de la Masterat, de la Academiile de Artă Europene. Dar asta însemna în egală măsură vest și est. Ori în momentul în care am ajuns, în momentul în care am ajuns în est, am dat de sistemul din Clujul anului 2000. Și am avut mare noroc că colegii mei vestici nu înțelegeau pur și simplu ce vedem noi acum, ce ne arată studenții. Și ne țin o studentă care ne arăta zicea lucrarea mea, și ne-a așa un șir de lucrări, lucrarea mea este mozaic. Eu am ales să fac în mozaic acest animal, era o lucrare care reprezenta un animal, dar noi ne uitam, înțelegeam, pentru că, de exemplu, era așa, era un perete întreg cu un șir de mozaicuri cu animale diferite. Toate, așa, un fel de 50 pe 50, și noi spuneam, a, interesant, ai făcut aici un bestiar, toate animalele și ele existente și ele a închipuite și nu, 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 nu. Doar pisica asta sălbatică e a mea. Ok, și atunci celelalte nu, celelalte sunt ale colegilor mei. Și am dat seama că eram, de fapt, într-o situație de genul clasa profesor Xulescu, care a dat la toată clasa pe același format mozaic și aceeași temă cu animale. Și atunci nu mai puteam să citim, bine, dar tu, unde ești în toată treaba asta? Dar pe telefon ai niște imagini cu ce lucrezi tu acasă. Hai, arată-ne ce îți ce place ție. S-a deschis un întreg univers. Dintr-o dată, ce lucra ea acasă era cu totul altceva. Era mult mai racordat la lumea de astăzi, mult mai racordat la ea însăși, în primul rând, și total străin de, de, metoda profesorului pe care trebuia... Deci era clar că ne pregătiseră o expoziție ca pe vremea tovarășului, ca să zic așa, vin ăia comisia din vest și trebuie să aleagă doi studenți, ia să arătăm școala, ce limbajul școlii, discursul școlii. Asta era important pentru ei. Ei, asta trăiam, trăisem și noi, nu atât de radical, dar asta cam asta trăisem și noi la începutul anilor 2000. Orice se întâmplă, asta combinat cu, cu situația asta combinată cu faptul că societatea însă și era, era, undeva la pământ, că mecanismele în artă și, în, și instituțiile de artă erau la pământ, ne-a dus practic undeva atât de jos, la, repet, eram la fundul sacului, de acolo nu se putea decât cu multă energie și cu multă voință, merge în sus. Nu era că nu a fost niciodată nimic aici. Din contra, a fost. Și noi știam că a fost. Adică, dacă comparai cu ce s-a întâmplat în anii sfârșitului anilor 60, anii 70, a fost o lume. Ana Lupaș, păi numai ce a reușit ea să facă aici. Ea, prin, ea, și Mircea Spătaru, prin ce profesori se spune că erau extraordinare, au creat niște generații fantastice. Dar alături de ei erau alți artiști formidabili, adică era un Corneliu Brudașcu sau era Victor Ciato sau Doina Hordovan, erau, erau, erau câțiva oameni care, despre care putem vorbi astăzi ca neoavangarda din Cluj, erau câțiva arhitecți extraordinari. Adică nu era așa că nu exista nimica. Pe lângă asta era scriitorimea. Pentru cineva venit din afară, pur și simplu pe aici nu se întâmpla nimica, bătea vântul. Ori asta au fost premizele pentru, pentru plecat, pentru ieșit, dar la un moment dat am ajuns la un de oboseală și de conflict cu școala. Școala s-a arătat foarte deschisă la început, dar după aia nu a mai fost așa de deschisă la propunerile mele și ale noastre. Așa încât la un moment dat a intervenit divorțul, dar asta era inevitabil. Noi ne-am făcut, ca să zic așa, antrenamentul ăla bun și suficient, adică cei cu care am lucrat din postura de studenți. Se tratau, tratau situația de a expune acolo și pe ei înșiși cu seriozitatea unor artiști maturi, nu a unor studenți. Iar eu, din postura de student, mă jucam de a galeristul efectiv cu atât de multă seriozitate cât am putut fi în stare. Adică ne luam rolurile foarte în serios. Ori asta a fost un exercițiu fantastic pentru mai târziu, când. De asta se și numește Galeria Plan B, pentru că această galerie a fost un soi de eșec vesel, dacă vreți. Adică a fost un eșec pentru că a dus la un soi de divorț. A trebuit să plecăm de la școală, nu în termenii cei mai buni. Eram cenzurați la un moment dat. Școala venea, sistemul școlii se regrupase și cenzura expozițiile, practic. De asta Plan B, pentru că am zis, A, n-a funcționat așa dar va funcționa așa, întotdeauna trebuie să ai un, un plan de rezervă în mânecă și ceea ce am făcut, ce a funcționat a fost planul B. Într-o seară, deschisesem Galeria Plan B, care a fost, da, un proiect clar colectiv. De fapt, cel care a impulsionat acest proiect a fost Victor Man, și în același timp, colegului de, de clasă, Adrian Ghenie, îl captase pe un om cu ceva bănuți care vrea să-i cumpere lucrările, spunându-i nu -mi cumpăra mie lucrările, ți le dau pe gratis. Ce ar fi să investești într-o mică galerie în care generația noastră să poată să expună. Că uite, sunt mai mulți oameni deosebiți. Este Șerban Savu, este Victor Man, sunt alți câțiva colegi. N-avem unde să expunem. Și el a zis, de ce nu? Aș investi într-un spațiu în ăsta, că aș vedea și eu mai multă lume, nu cunosc artă, astfel ne-am trezit chiar la început, eu și cu Adrian Ghenie, pe post de galeriști. Dar, de fapt, amândoi cu background de artiști. Cam după un an de zile, Adrian Ghenie a zis: Eu rămân artist al galeriei, dar eu nu mă mai pot ocupa de lucrurile astea administrative. Și atunci eu am preluat tot ce însemna treaba administrativă în prima epocă a Galeriei Plan B. Ne-am împărțit clar rolurile. E greu să fii și artist, să fii și galerist. Adică e un e soi de scindare din asta uh, complicată. Mulți o fac. Cei care, într-adevăr, au aceste Artist Run Space-uri o fac în continuare și foarte bine că fac lucrul ăsta, dar la noi devenise treaba un pic mai, mai serioasă. Și de ce devenise serioasă? Uh, la un moment dat, uh, sigur, nu erau galerii. Și atunci orice spațiu, orice spațiu de artă era considerat și ceea ce nu este. Și țin minte că uh, Fundația Erste, care aparține, sau de care aparține, de fapt, Erste Bank, în cazul lor, înțeleg că prima dată a fost istoric Fundația și după aia Banca, uh, au vrut ei să facă un fel de cercetare. Ce spații de artă sunt în Estul Europei? O spațiile de artă în Estul Europei erau mai degrabă nu galerii comerciale, ci artist run space-uri. Acolo, acolo găseai arta bună. Nu, nu exista această tradiție a galeriilor comerciale. Dar vreau să, ca în urma cercetării să aducă aceste artist run space-uri pe platforma Târgului de Artă din Viena. Și asta se întâmpla în, la un an după, după ce am deschis uh, galeria. De fapt, invitația de la ei să participăm la Viena a venit la câteva luni după ce am deschis galeria. Și atunci, eu țin minte o discuție pe, pe, pe colțul unei străzi aici, după ce ne băusem berile cu Adrian Ghienie în seara respectivă, pur și simplu, la final, după ce ne-am luat rămas bun, el a făcut doi pași. Și eu mi-am adus aminte că stai că primisem un e-mail în ziua aia despre această situație de la unii de la Erste Bank și am zis, Bibicule, am uitat să spun ceva. Și el și-a mai aprins o țigară și ți minte așa cum a făcut așa. Știi că asta nu e o idee rea să mergem la târgul ăsta de artă. Hai să vedem și noi, putem să ne vindem lucrările sau nu? Adică, practic, ceea ce facem noi, ca artiști, se vinde sau nu se vinde? Asta e o întrebare pe care probabil orice artist vrea, o are, vrea să știe. Adică nu lucruri pe care să le faci că asta este de tot timpul, e, e un soi de, de reproș adus de, de, de mulți care știu prea puțin, dar vorbesc prea mult despre piața de artă, ca și cum cei din piața de artă fac tot timpul compromisuri ca să. lucrări ca să se vândă. Acolo, la nivelul ăla de sus, nu merge treaba asta. Faci lucrări ca să servești uh, burghezimii să se vândă. Oamenii nu sunt proști, adică nu. Și iată-ne la Viena, cu experiență zero, ducând lucruri, inclusiv art video, lucruri pe, în care noi credeam și fă, și cu așteptări zero de, de vânzare. S-au vândut. Culmea, s-au vândut. E, asta a fost... Atunci ăla a fost primul pas spre... Pe asta împreună cu faptul că acolo la Viena... Viena era văzută în, în, în anii ăia ca un fel de... Um, Viena și Budapesta erau așa văzute ca uh, cele mai înaintate teritorii în est posibile pentru siguranța corporală probabil a Vesticului, care nu îndrăznea să meargă mai departe de Budapesta, să nu fie buzunărit sau știu și eu ce. Era, bineînțeles, uh, 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 erau fantasmele pe care omul Vestic le avea și le are în continuare despre celălalt noi am beneficiat de acest lucru, de ce? Pentru că la Viena veneau americani, veneau oameni din vestul Europei, veneau curatori, veneau critici de artă, revistele de artă. Viena le promisese un soi de vi aducem noi pe ăia la care voi nu aveți acces din cealaltă parte a Europei. Asta era narativul, practic. În momentul în care am ajuns să fim pe picioarele noastre, am zis ce facem cu banii. Și în momentul a coincis cu o întrebare care cam sătea pe buzele noastre, dar uh, ieșisem în lume cu expoziții, la târguri și lumea spunea, wow, din România, ce interesant, ce exotic. De exemplu, în 2007, la Târgu de Artă, The Armory Show din New York, a fost un moment extraordinar pentru noi pentru că atunci am apărut în The New York Times. Nu numai că a scris New York Times despre noi, dar și reprodus o imagine efectiv atât. Cât e lățimea ziarului, atât pe atât. O lucrarea lui Cristi Pogăcean, un artist foarte interesant care, um, da, pentru generația noastră de atunci, era, era fost unul dintre artiștii neoconceptualiști foarte important și apărând în The New York Times um, și Făcând un pic de bănuți, uh, ne-am vrut să vedem dacă, dacă n-am fi așa de exotici, uh, cum am fi văzuți. Și am vrut să nu fim doar artiștii din România, care, iată, ba -ba, vin la New York sau ta nu știu, de la Paris, dar newyorkezii și parizienii știu că, după felicitări, bravo, mergeți acum acasă. Am vrut să fim. O galerie cu drepturi egale ca orice galerie berlineză, într-o scenă funcțională pe care să ne putem permite din punct de vedere financiar. Asta era Berlinul. Că altfel poate n-ar fi fost Berlinul, dar Berlinul era singurul oraș pe care ne-l puteam permite financiar. Londra era foarte scumpă, New York era foarte departe și foarte scump, Parisul foarte scump. Ori Berlinul era în creștere, un oraș deschis, rămâne în continuare un oraș deschis. Îți dă senzația că ești binevenit și tu să participi la reconstrucția lui care încă nu s-a terminat. Asta e feeling-ul, efectiv. Asta este senzația pe care ți-o dă Berlinul. Și am vrut să vedem dacă suntem o galerie berlineză, suntem la fel de bine văzuți. suntem la fel de suntem funcționali, suntem, suntem niște oameni ai vestului, suntem într-adevăr niște oameni ai scenei internaționale, da, și am constatat că suntem deja de, de 13 ani la Berlin, Că altfel n-am fi rămas la Berlin, că da, a mers treaba. Adică, asta a fost o confirmare foarte importantă. Generația noastră și contextul din Cluj, am trecut prin mai multe experimente sociale, le-aș numi eu, pentru că numesc, de exemplu, experiența fabrica de pensule un experiment social, pentru că este, este rezultatul voinței generației noastre de a face ceva. Nu numai internațional, ci și pe plan local, de a strânge rândurile aici, de a, de a face ceva în pofida uh, anilor uh, problematici și atât de uh, divizați și de, 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 de uh, umilitori, într-un fel. Noi, aproape ca într-o colonie hippie, în care oricine e binevenit, hai să strângem rândurile. Și de asta numesc eu uh, proiectul Fabrica de Pensule, care a fost un proiect extraordinar și foarte necesar, un, un experiment social, pentru că a fost o ușă deschisă tuturor, ori pe ușa aia au venit și oamenii care vreau să facă artă și să fie acolo pentru, pentru artă, dar au venit și impostorii, au venit și oamenii care, mai ales, și cine a stricat fabrica de pensule? Cei care au venit după articolele apărute în The New York Times, după ce fabrica de pensule era pe buzele tuturor, după ce se vorbea despre Cluj ca despre unul dintre locurile cele mai importante ale artei contemporane, după ce a apăruse în Faidon Press, în documentare, în, ca unul dintre orașele listate care în pofida faptului că sunt, aparțin fostelor margini ale lumii, dau enorm, enorm scenei globale. A fost o, expo o expoziție, dacă nu mă înșel, era prin 2009, să fi fost la Mama San Francisco, care, a, cărei a cărei concept uh, era exact treaba asta. Ei identificaseră șase orașe din întreaga lume care, deși nu sunt Paris, Londra, New York, și, deși nu sunt Zürich, de exemplu, adică un oraș mic, dar bogat, n-au nici bani, n-au nici tradiție, dau global în enorm. Clujul era printre ele, dar era alături de orașe de genul Sao Paulo sau Beirut, orașe care au milioane de, de locuitori și motoare puternice. Aproape în paralel cu acea expoziție, apare o carte la Faidon Press în care se vorbește despre 15 orașe orașele avangardei secolului 21, așa se numește cartea, în care, total independent de expoziția de la Mama San Francisco, culmea, editorii, uh, uh, întrebaseră o serie de curatori internaționali care sunt orașele cele mai interesante din arta contemporană și erau Istanbul, era Sao Paulo, era Cluj printre ele. Toată lumea auzise de Istanbul, nu? Toată lumea știe ce e Sao Paulo, dar de Cluj nu au la nivel global publicul larg. Ei, și atunci, The New York Times, vrând să, să scrie un review despre cartea asta, zice, hai să facem review pornind de la Cluj și trimite uh, jurnalistul la Cluj, pornind de la ce nu știm, construim articolul. Și dintr-o dată, ca o a treia, uh, un al treilea pas, apare în The New York Times despre Cluj. În momentul ăla, bineînțeles, apar și oameni veniți doar cu interes la proiectul Fabrica de Pensule, să fie și ei pe bulevard unde se unde e lumea bună, unde să fie și ei în lumina reflectoarelor, să fie și ei în... Practic sunt cei care peste noapte fură efectiv identitatea fabricii de pensule, punând, înscriind în registru mărcilor numele fabrica de pensule și logo-ul. Câțiva oameni, trei oameni, dintr-o dată aveau marca, incredibil. Deci, de, 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 de asta eu numesc, Povestea cu fabrica de pensul un experiment social, pentru că noi am trăit atunci cele mai interesante lucruri, fiind împreună, am încercat să, să remediem sau să corectăm cât s-a putut la nivel local și să readucem oamenii care făceau ceva într-un singur loc, să aducem publicul cu ocazia respectivă. Am dat o, o putere internațională formidabilă acelui loc și, în același timp. Decăderea a venit în plin succes în momentul în care mediocrii au venit și-au stricat absolut totul. E foarte interesant. Clujul în sine nu era pregătit pentru un astfel de proiect, adică nu era pregătit să nu avea mecanismele necesare și nu avea maturitatea necesară. Poate acum e cazul într-adevăr de a ne întoarce mai mult aici cu experiența, adică ne mai fi naivi, și a, și a construit ceva pe plan local. Asta eu zic că e o șansă fantastică a noastră a tuturor. Știu că sunt un pic uh, clișeistic sau așa, propagandistic, dar chiar că este. Și din punctul ăsta de vedere, uh, ce admir eu foarte mult uh, e faptul că, uh, după eșecul fabrica de pensule, uh, scena de artă din Cluj s-a repus pe picioare prin aceste Artist Run Space-uri. Practic, dacă putem vorbi de artă interesantă sau de poziții interesante în acest moment, putem vorbi în acele 5-6 deja artist run space-uri pe care Clujul le are. E, și dacă, dacă, avem în vedere faptul că ele se și înțeleg între ele și există un soi de rotație și există, într-adevăr, nu este săptămână în care să nu ai, nu știu, două vernisaje interesante. Eu, eu zic așa, până la urmă, schimbarea în sine. Sunt două tipuri de schimbări. Pe termen lung nu, nu, știm cine va rămâne. Habar nu avem. Asta e o chestiune care se va valida de către timp și de către istorie. Da? Uh, niciodată sau în puține cazuri artistul identificat de către noi acum a fost într-adevăr artistul sau mă rog, artista de mâine. Sunt multe surprinze pe care timpul le aduce. Dincolo de asta, de personalități, siguranță vor rămâne personalități, din ceea ce trăim acum, vor rămâne personalități, cu siguranță. Pe, cât de mult, pe ce lungime de timp, cât de mult vor rămâne, asta nu știm. Dar noi trăind acum vrem să avem o anumită coerență, da? Deci ne interesează și sistemele în care trăim. Impasul pasul ăsta de care vă vorbesc este ceva trist, că am ajuns după 20 de ani în același punct aproape în care, din care am plecat, Artiștii au mers înainte cu carierele lor și sunt marile muzee ale lumii. Excelent, bravo lor! Noi aici, ca societate, am rămas pe loc. Dar nu poți să rămâi pe loc. Dacă nu crești, mergi în jos. Nu rămâi niciodată pe loc. Eu zic că am mers în jos, de fapt, ca mentalități. Ca... Singura soluție sunt puștii, care iată că vin din urmă foarte puternic. Mi-e frică că vor trăi aceeași poveste, aceeași deziluzie. Mi-e frică că, la un moment dat, voi fi și eu de acord cu faptul că suntem că nimic nu se poate face. Că, că trăim într-un context cultural care este rezultatul unui context, uh, a unei, unui model religios, probabil, care uh, ne determină incapacitatea de a face ceva. Nimic nu se leagă aici. Nimic nu se leagă. Sau dacă se leagă, se leagă pentru trei zile și după aia din nou. Uh, sau pare că se leagă. Pare că se leagă câțiva ani și după aia se destramă într-o clipă. Nu știu. Probabil că vom, vom, suntem blestemați să, să trăim din nou și din nou această poveste. Nu știu. Și, și, și asta, asta ar fi trist, dar s-ar putea ca umanitatea însăși să, să, funcționeze în, în sensul ăsta. Să se reinventeze. Ajungem iar la fundul gropii, suntem barbari și ne reinventăm. Și iar ajungem barbari undeva, nu știu. Poate că asta e, e un soi de face parte din condiția umană sau din <fixi>